Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva a fost gazda vernisajului celei de-a șaptea ediție a salonului de iarnă intitulat Consemnări fotografice, ce se desfășoară sub patronajul Asociației Artiștilor Fotografi din România. Expoziția prezintă publicului 18 lucrări aparținând tot atâtor artiști fotografi, printuri de mari dimensiuni care reprezintă efortul profesionist pe care aceștia îl depun pentru a susține fotografia hunedoreană la cel mai înalt nivel artistic. Sunt niște lucrări deosebite. Printre expozanți este și colegul nostru Daniel Iancu, cercetător la Muzeul Civilizației Dacice și Române. Și desigur, așa cum am făcut până acum și dorim să facem în continuare, promovăm absolut orice formă de artă, de manifestare, de creație. Suntem deschiși la toate tipurile de artă, inclusiv cea fotografică. Fost jurnalist și actualmente cercetător științific în cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane, Daniel Iancu, distins în luna septembrie de președintele României cu medalia aniversară Centenarul Marii Uniri, a obținut mai multe premii și la concursuri fotografice. În primul rând caut arhitectură tradițională, peisaje, cruci de eroi, stâne, sate părăsite, oameni, dar oameni priviți la muncile câmpului, nu portrete. Am reușit să menținem viu acest salon. Iată, acum este o ediție post-pandemică în care am scăpat de acele interdicții care existau pentru toate expozițiile, pentru artă în general. Sperăm să ne revenim și să adunăm din nou publicul care a fost înainte de această, să zic, închidere globală. Întâlnirea de înalt nivel artistic a expozanților cu publicul iubitor al acestei arte a reprezentat o recunoaștere a complexității domeniului, precum și a valorii lumii fotografice hunedorene.